te omoară, frică, că te iau la bătaie, că te violează, că te alea, că te alea. Frică, nu. Sincer, nu ți-a fost frică? Frică, nu. Jandarmii nu violează. În schimb, cu bătaia, da. Cu bătaia, e da. E dovedit. Asta e dovedit. Și te-au caftit? Serios. Nu. Pe românește? Nu, pe românește nu. Dar gândește-te că sunt persoană publică. Da. Există nici eu, nici cei care au fost luați lângă mine, pentru că eram... Au scăpat de bătaie. 12-15 oameni atunci. Da, n-am întrezit, pentru că era prea de tot. Era... Dar de regulă jandarmii cam... Jandarmii au avut tendința de a avea mână liberă mult prea mult în țara asta și după spuse declarații unui jandarm, unui capitan, locotenent, colonel, ce naiba era, care mi-a zis foarte clar, noi suntem brațul care reprimă, adică stai puțin, voi sunteți aici să mă păziți, cetățean, tu păzești eu, tu nu dai în mine. Și trebuie să ne cerem chestia asta, știi, mai cu... Dar ce? Vreau să fac un salt puțin cădoșea. Respiră, dragă, bea. Gata, sunt ok. Este o mișcare foarte mișto. Se cheamă Artiști împotriva fracturării. Wow! Și a început Artiști români, care simt, știi, să se... pe sistemul american, în America s-a făcut, Artists Against Fracking, Yoko Ono a făcut-o și a făcut-o în memoria lui John Lennon, foarte mișto. Și chiar au... e o mișcare... super, ca și se întâmplă? Bine. O facem și aici, au început câțiva, să, o să, artiști care fie doar, măcar o dată să angajează să spună un mesaj, știi? Don't frack Romania, nu fracturați România. Don't frack sau don't fuck? Aia spunem și la proteste. Mai spunem asta la proteste, eu să am înțeles, da. Get the out. Păi atunci get oricum the puteți out. Să bazați și pe noi. O să da, super, să știi că rămânem în contact. O să fie și concerte. Foarte iar frumos. Când simțiți sau când simțiți că puteți, în cadrul concertelor voastre, știi, într-un club de arminte, știi, don't frack Romania. Și am cântat. Acesta este sloganul, nu? Acesta... Da, uite, pentru artiștii care se uită acum la noi, unde se pot și documenta, unde se pot înscrie? Luați contact, cel mai simplu, luați contact cu mine, dacă vă este ușor, prin pagina de Facebook. Artiști mulți sau și numărul meu de telefon, îl găsiți la oameni ca Dânsa, care are curaj și este frumoasă și este un exemplu de femeie în România. Uite, vorbește despre subiecte care nu multe lume azi are curaj, dar nu în zona asta, zona monden. Uite, cineva care are curaj. Păi, asta este România de azi. Vorbesc, vorbim, superb, artist curajos, bravo. Da, mai ales că și eu am fost implicat în destul multe proiecte culturale și sociale. Pe și vremea știu... Animal X cu skatepark-ul și cu alte chestii. Așa era o bătălie atunci. Da. Deci contact direct, puteți să-mi dați mesaj, să obțineți numărul meu de telefon prin redacția unei televiziuni. Toată lumea are este extraordinar de public. Și pe site stopfacturare.ro. Hai că n-am întrebat publicul. Perfect. Au fost bune bruschetele? Doamna Adriana, felicitări. Mai tare și toată lumea odată, vă rog. Da, felicitări pentru ce a făcut foarte bun. Publicitate. Graceland, diverse modele, începând cu 59 lei. Deichmann. Pus pe fapte mari, harap alb ceru ajutor de la ochilă. Și de la prietenul său setilă. Dar salvarea i-a venit de la creditul divers BCR. Cu doar 3 acte, se descurcă simplu și reuși să-i facă pe plac fetei lui Roș Împărat.